Bună ziua! Numele meu este Ionuț Achivoaie și sunt gazda dumneavoastră la un nou masterclass Selgros, unde vorbim desigur despre gătit, despre magia, despre bucuria îngemănării mai multor ingrediente. Astăzi, pentru că nu pot să fac singur lucrurile astea, l-am alături de mine pe șef Bogdan Cosma. Îți mulțumesc! Salutare și bine te-am găsit! Salut! Bine ai venit! Astăzi vom face paste de casă cu ton. Noi, într-un masterclass, trebuie să facem ceva cu totul deosebit și vom face un rulou din foaie de lasagna. Și avem un amestec de făină. Noi, prin proces de frământare, hidratăm amidonul și glutenul din făină și astfel încât va fi mult mai elastic și va da o textură super faină pastelor. Vom începe prin a face un mic spațiu. Undeva la 90 de grame de făină îi aparține un ou de 50-60 de grame. Nu știm. Trebuie să măsurăm, nu? Se măsoară ca să știi câte grame. Da, noi avem deja aici făina pusă. Noi acum amestecăm oul și din aproape în aproape, uite, vom începe să introducem făină. Din ce în ce mai multă făină. Exact. Da. Ce zici dacă între timp o să dăm drumul la plită și o să începem să călim ceapa? Te rog să pui undeva la o treime și după ce s-a topit vom adăuga ceapa pe care am tăiat-o julien. Bun, cam... Așa începe să prindă contura aluatul nostru. Arată destul de bine. Bogdane, că suntem bine cu ceapa. E destul de ok. Bun. Și ce o să vreau să adăugăm un pic de nucșoară. În momentul de față vom lua de aici, vom folosi termomixul și o să blenduim, să facem o Domnul pastă, este termomixul? Da. Deci le răsturn acolo? Cu grijă. Și atenție, să nu dăm pe jos. Nu dăm. Bun. O să-l blenduim. Piureul este gata. E un pic mai grosier, nu e chiar făcut foarte fin, pentru că ne dorim să avem și o textură în farfurie. Super. Vom pune această smântână, jumătate din cantitatea de lapte. Toată smântâna, deci? Da. Jumătate? Da. Exact. Perfect. Parmezanul. Și tot? Îl dai pe 1, da. Și îl dai pe 1 la foc mic. Bun. Aici, după cum îți spuneam, o să punem panko. Panko... E pe smet. Pe smet. Exact. Îți place spanacul? Da. Da. Foarte bun. Conținut de fier. Cam asta e ceea ce vom folosi mai departe. O să lăsăm un pic acum să tragă un pic de aer. Am pus uleiul. Am pus. Acum adăugăm cozile de ceapă verde. Adăugăm pătrunjelul. Putem să-i dăm și fierbere. Iar acum îl vom scurge într-o sită microzip. Asta e culoarea care ne-o dorim și imediat după ce o lăsăm 5-10 minute, ea se va decanta și ultimele impurități care totuși au trecut prin sita microzip. Suspensul. Și vom avea o culoare superbă pe farfurie. În continuare, îl vom strecura prin acea sită. Asta o să o transformăm într-o emulsie și o să avem în total 3 texturi de parmezan. Spuma, 3. Această pastă și crocantul. Acum vom pune capacul și vom introduce o doză de oxigen. Nu te speria că e în regulă, e safe. Vom lua aluatul și vom tăia două felii. Una a ta și una a mea. Trebuie să-mi dai făina. O presăm un pic, astfel încât să intre în aparat, duce la mărimea maximă de aici și vom da drumul și de la sine va curge. Să o așteptăm aici sau? O așteptăm, o întâmpinăm și o ducem încă o dată. No, aici e un proces foarte important. O împăturim de 3 ori. O pliem, da? O dată. Nici de asta n-am folosit doar. Facem acum. Și cu fiecare treaptă ne ducem mai jos. Devine din ce în ce mai subțire și cam asta e grosimea pe care ne-o dorim noi. Regulă. Ok? O vom porționa. Da. Cam asta ar trebui să fie o porție. Acum vom începe să le fierbe apa, fierbem. Să știi. Da. Ai văzut ce face plita asta? Da. Face să fierbe apa. Da, da, am văzut foarte profi. Uite, penseta. Da. Să le introducem. Și când se ridică o și scoatem. Se ridică o și scoatem, da. Dar te rog să o întinzi așa, să fie plan, perfect. Poți să pun mâna pe ea? Te rog. Cu două. De ce nu?
Două, da? E frică. N-are ce se întâmple decât să se rupă. Ce părere ai despre această tigaie? Splendidă. Am și una acasă, dar wok așa. O folosesc la pastă. Și se prinde, e ok? Nu, nu se prinde. E ok. Antiaderentă? Nu știu ce înseamnă antiaderentă. Adică nu se prinde. Nu, nu se prinde. Hârtie de patiserie, de copt, cum exact. Zice, nu? Exact, da. Vom pune aici parmezanul. Da. Aici avem un cilindru pe care se fac cannoli, în principiu. Îmi plac mult cannoli. Așteptăm să se topească parmezanul, da. Iar după îl vom transpira peste acest cilindru și va lua forma acestuia, da. Astfel încât să-l folosim pentru decor. Aducem tonul. Am schimbat fața tocătorului, da. Albastră. Întotdeauna. Pod... Albastru înseamnă pește. Tot ce înseamnă albastru pește. Înseamnă pește, are el sens. Da. Vom tăia o felie bună. Asta e prins de tine? E din pescăria Selgros. Deci tu l-ai pescărit. Din magazin. Din pescărie, da. Noi ne vom folosi de această bucată și o vom găti. O să-i dăm sare, să-l asezonăm. Haideți să vedem, cu domnește? Da, da. Wow, ok. Ia. Haideți să vedem ce iese. Ce aș fi făcut și eu dacă m-ai fi lăsat, la fel. Sunt convins. Așa se face, cum ai făcut tu acum? Te rog să iei acea tigaie, să o pui la încălzit. Eu voi pune niște yes, ungi. Chef! Vom pune acest mănunchi de varză kale și cu rădăcinile de la ceapă. Rădăcinile de la ceapă pentru ce? Dacă îmi permiți să te întreb. Să avem o legumă în farfurie. Să luăm tonul, tai trei feliuțe care să le folosesc. Sunt icre de somon. Am așa niște emoții. Emoții? Da, că vreau să mănânc mai repede. Acum vom veni cu sosul, spuma de parmezan. Paste făcute aici, pe blat, la care am fost martor, ton proaspăt. Și nu vă mai țin de vorbă cu asta, l-am alături pe Sergiu Nedelea. Bine ai venit, Sergiu. Cu ce asortăm această minunăție? Deci este setă? Tot timpul. Tot timpul. Atunci am pregătit un roze. Nu? Crezi că vrei să mă bați. Bine, asta e un roze făcut din busuiacă de bohotinie neoș, dar mă gândeam că totuși la tonul acela, îi se mai spune așa, în popor și vițelul de mare, într-un da. Fel sau altul, vă stii, ați folosit voi și niște icre de somon, icre de somon nu? Da. Așa, atunci nu o să merg pe mâna busuiacei de bohotin, care este de altfel vinificată în sec, ar fi mers până la un punct, dar mi se pare foarte aromată, și o să merg pe mâna unui merlot, vinificat, bineînțeles, în sec și vinificat în roze. Pentru că, bănuiesc, toată lumea știe, nu mai este un secret, vinul roze față de vinurile roșii au altfel de metamorfoză. Până la urmă, strugurile nu este dus acolo până la capăt și reușește să preia partea de aciditate, să o dea vinului, nu se duce în partea asta taninoasă, nu este taninurile în evidență ca la un vin roșu. Și în urma acestei logici am zis eu că găsim echilibru pe care îl căutăm la vin. Până la urmă, orice preparat are o poveste, dar vinul are mai multe povești și o să le simțim în arome și în gusturi. Dragule, sante! Sante! Sante, sante, dar să nu uităm că vinul se consumă întotdeauna cu responsabilitate. Paste cu trei texturi de parmezan, like, share, subscribe la pagina de Facebook, la canal de YouTube sau mai simplu pe selgros.ro. Click pe recomandările noastre ca să aflați cum se fac și alte lucruri, marca șefilor Selgros. Eu sunt Ionuț Achivoaie și vă mulțumesc!